Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii octombrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în scorpion. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol și de tarot. Așadar, luna a debutat pe data de 2 octombrie cu faimoasa lună nouă din balanță, care a fost deopotrivă și eclipsă de soare. Pentru voi acest eveniment a avut loc în casa a 12-a. Acest sector este unul izolat. Este tot ceea ce ne reține după cortină, nu putem fi vizibili. Este o casă misterioasă pentru că ea în esență reprezintă arhetipul peștilor, este întreg oceanul, tot ceea ce se petrece în această lume. Practic, mentalul colectiv, inconștientul colectiv. Balanța este semnul relațiilor. Acest aspect s-a produs sub atributele uniune sau dislocare. Ceea ce nu vedem. Iar această eclipsă a venit pentru voi cu șansa să vedeți în subconștientul vostru. Să vedeți ceea ce se petrece în lume. Este ca o trezire spirituală. Este ca un acces acolo unde a început totul. Pentru că vorbim despre balanță, vorbim despre alianțe, vorbim despre relațiile de până acum. Să vedeți ce s-a întâmplat în viețile voastre la nivel de relații, dacă lucrurile au fost karmice sau nu. Sau să le înțelegeți acum. Eclipsa s-a produs în conjuncție cu nodul sud karmic, cu toată experiența voastră de până acum, când vine vorba despre relații, cu tot ceea ce ați traversat voi de-a lungul timpului în relație. Și vine ca o vindecare pentru că este o lună nouă. Posibilitatea de a face mai bine, posibilitatea de a avea noi relații, posibilitatea de a înțelege ce mă ține pe loc din a avea o relație fericită sau pur și simplu o relație. De ce sunt singur? Bine cu răspunsuri, pentru că în opoziție pe această axă pe casa a șaptea, spre sfârșitul lunii, vom avea o lună plină în berbec, care înseamnă eu-ul meu autentic. Cine sunt eu în raport cu ceilalți? Vorbim despre asta când ajungem acolo. Următorul aspect foarte important în ordine cronologică este retrogradarea lui Jupiter, cel care ne ajută să ne extindem, să devenim mai înțelepți, în gemeni pe casa voastră a opta. Altă casă karmică care reprezintă subconștientul, dar și regenerarea. Tot aici regăsim și resursele împărțite cu ceilalți, banii partenerului, datoriile karmice sau datoriile financiare pe care poate le avem, contractele pe care le avem deja semnate. Este vorba despre foarte multă psihologie și despre toată capacitatea noastră de a ne transforma și de a ne regenera. Ne autodistrugem pentru a renaște. Voi sunteți acest arhetip al autodistrugerii și al renașterii pentru că sunteți alchimiștii lumii, sunteți misticii lumii care aveți această putere de a absorbi ceea ce nu funcționează pentru a transforma în ceea ce funcționează, întunericul în lumină. Pentru voi aici pot fi discuții vechi sau rezolvarea unor treburi financiare dacă ați divorțat recent, partaje, pensii alimentare, achitarea unor datorii vechi sau acum să vă interesați ce puteți face în contractele pe care le aveți deja semnate cu băncile sau cu ai voștri clienți sau tot soiul de contracte cu distribuitori de servicii pe care acum le puteți reevalua, le puteți resemna, analiza și face mai bune ca să lucreze în favoarea voastră, nu în defavoarea voastră. Jupiter extinde, gemenii comunică, deci ceva se întâmplă aici când vine vorba despre ceea ce am enumerat anterior. Poate fi vorba și despre înțelegerea impactului unei anume persoane în viața voastră care poate nu v-a făcut neapărat bine sau voi ați înțeles acea experiență sub o formă mai traumatică, poate a lăsat urme adânci, dar acea experiență este practic acum Excalibur, sabia puterii din mâinile voastre care vă ajută să faceți lumină, care vă ajută acum să faceți mai bine și să întâlniți pe cineva nou sau să o luați de la început când vine vorba despre afaceri, prieteni buni, să eliminați trădările, să înțelegeți întunericul pentru a avea parte de lumină. Importantă este pentru toată lumea și revenirea în mers direct a planetei Pluto în Capricorn. Pluto mai stă puțin aici, în Capricorn, după care se va muta pentru voi în casa a patra în Vărsător, în spațiul locativ. Aici, în Capricorn, pe casa a treia, vorbim despre familie extinsă, frați, mai ales mai mici dacă avem, tot neamul, tot ceea ce ține de comunitate, de vecini, despre
primii ani de viață, școală primară, cursuri, dar cursuri de durată scurtă, excursii, tot soiul de drumuri pe care le aveți voi de făcut în mod recurent, activitatea zilnică. Capricornul este semnul care vă ajută să gestionați mai bine lucrurile, să fiți mai responsabili, mai organizați. Și Pluto a tot transformat din 2008 lucrurile aici pentru voi, va ajuta să vă îmbunătățiți diverse informații care sigur că s-au așezat foarte frumos în viețile voastre pentru a vă ajuta pe voi în formarea voastră de-a lungul timpului, poate la locul de muncă sau poate în tot ceea ce ține de casa voastră. Aici cu Pluto să știți că regăsim toate tiparele pe care noi le-am căpătat din copilărie. Să încercați să vedeți unde ați fost controlați de niște tradiții, de niște reguli, de sintaxa așa spun eu, pentru că așa cred eu că este mai bine și să vă eliberați de ceea ce vi s-a spus. Pentru că sub influența eclipsei din balanță acum vă regăsiți pe voi, sufletul vostru, eul vostru autentic. Apoi, energia se schimbă, Mercur începe tranzitul prin Scorpion, iese din casa a 12-a, din ceață și confuzie mentală sau din blocaje în comunicare, din lipsă de claritate și intră în Scorpion pe casa voastră întâi. Putere. Puterea cuvântului. Să aveți grijă ce spuneți și cui spuneți, pentru că veți avea putere în acest lucru. Pe de altă parte, sunt tot soiul de discuții foarte profunde pe care le puteți avea acum. Să întâlniți oameni profunzi ca voi, cu care să începeți relații de prietenie, relații de iubire sau pot fi tot soiul de discuții, dar care au însemnătate și valoare adăugată în viețile voastre. Mă gândesc foarte serios la sănătatea mea, la viața mea, la ce mai car după mine și la lucrurile de care trebuie să mă eliberez, pentru că eclipsa vine cu un sens al urgenței, cu o nevoie, ne apasă ceva urgent, trebuie să ne eliberăm și să schimbăm ceva, să facem ceva nou. Mai apoi, sigur că da, este luna plină din berbec pe casa a șasea, exact cea pe care am menționat anterior, care are legătură cu locul de muncă, cu dușmanii declarați, oamenii care vă pun constant bețe în roate, animalele de companie, tot ceea ce ține de sănătatea voastră, dar și de mentor, de oameni care vă pot ajuta în această viață. Berbecul înseamnă eu. Sunt. Cine sunt eu la locul meu de muncă? O lună plină vine cu finalitate, concluzie sau cu posibilitatea de a corecta ceva. Având în vedere că această axă a identității a fost activată atât de luna plină cât și de cea nouă, dar și de eclipsă și că ea în esență înseamnă justiție, pace sau război, uite că acum puteți să vă eliberați. Fie de niște colegi, fie de niște bârfe, fie de niște oameni care v-au tot pus bețe în roate. Fie să nu vă mai autosabotați voi prin gânduri, tot soiul de gânduri acolo cu balanța, voi nu știți ce este al vostru, vă îngrijorați și pentru ce se întâmplă în curtea vecinului. Spre exemplu, nu spun că o faceți. Și atunci a venit momentul să vă dați seama că nu aveți ce să căutați în viețile oamenilor, nu ar trebui să vă intereseze ce se petrece în viețile oamenilor, pentru că nu sunt problemele voastre. Nu sunteți atlas. Eliberați-vă, altminteri riscați să somatizați în corpul fizic niște cauze emoționale pentru niște supărări, dar care nu sunt ale voastre. Sper să mă înțelegeți. Pe de altă parte, aici vorbim despre ceva ce se poate încheia la locul de muncă sau puteți să vă retrageți din câmpul muncii pentru că acum vă schimbați identitatea. Din angajat în pensionar, spre exemplu. Mai poate fi vorba și despre faptul că trebuie să începeți să vă ocupați de sănătatea voastră, de cine sunteți voi și de ce vreți voi să faceți în rutina voastră, pentru că dacă voi nu sunteți bine, nici nu mai contează ceilalți, pentru că nu aveți cum să-i ajutați. Ulterior, Venus iese din Scorpion, unde a stat ceva timp, și se mută în Săgetător pe casa a doua. Aici vorbim despre stimă de sine, vorbim despre banii câștigați prin muncă proprie, despre tot ceea ce aveți voi, bunurile voastre și pe ce puneți preț. Săgetătorul este un semn foarte exuberant, care este în continuă mișcare, în continuă cunoaștere, iar Venus, zeița iubirii, care atrage magnetic. Oportunități de business, bani mai mulți în această lună. Poate acum vă crește stima de sine prin discuțiile pe care le aveți cu mare însemnătate, nu așa superficial, ci la un nivel foarte profund, foarte mistic, foarte ezoteric așa. Și uite cum puteți fructifica toate acele discuții prin a atrage venituri suplimentare. Poate fi vorba despre oferte de loc de muncă din afara țării, poate fi vorba despre chestiuni legale care se rezolvă, poate fi vorba despre câștigarea unor procese, pentru că acum vi se dă câștig de cauză.
Este tot răul spre bine, de fapt aici este bine și ceva în plus. Mai apoi, soarele intră pe casa voastră întâi spre sfârșitul lunii în Scorpion și veți străluci. Veți străluci mistic. Veți avea o aură foarte puternică, veți avea puterea cuvântului, exact cum am spus, și veți putea face foarte multe lucruri care țin de voi. Este ca și când această lună octombrie este sesiunea, ca în facultate. Este luna examenului final. Hai să vedem ce facem, cum îmi schimb viața, ce fac eu, a venit timpul să fiu mai serios, să-mi asum propria mea viață, să fiu atent la lucrurile care se întâmplă și care au legătură cu mine, nu cu ceilalți, și să îmi văd de treburile mele, pentru a mă construi, pentru a mă reconstrui. Puteți atrage tot soiul de personalități în jurul vostru, oameni foarte puternici de la care să aveți de învățat, dar și oameni care vin cu traumă așa către voi, să aflați tot soiul de secrete care vă sunt încredințate. Atenție ce faceți cu informațiile, pentru că acelea se duc în conștiințele noastre și ori ne este foarte bine, ori nu. Faceți-vă protecție pe întreaga lună și ce nu este al vostru să plece. Exact așa. Să vedem mai departe ce ne spune și oracolul. Adversitate și numărul 33. Dacă dragoste nu e, nimic nu e, sau dacă nu-i lumină, atunci nu avem termen de comparație. Este o lună foarte profundă, foarte spirituală pentru voi, în care să știți că prin propria voastră voință și dorință, prin propria voastră revelație, puteți ajunge la un echilibru foarte bun. Aici este vorba și despre toate lucrurile pe care le faceți sau nu le faceți bune pentru sănătatea voastră. Este o lună de revelație și în acest sens. Sau este o lună în care vă puteți schimba locul de muncă unii dintre voi sau se schimbă ceva când vine vorba despre colectivul de la locul de muncă. Mai poate fi vorba și despre armonie în familie, despre armonie domestică, despre întâlnirea partenerului potrivit și validarea, puterea, casa a cincea, relațiile de iubire sau acolo unde poate voi v-ați purtat ca niște copii sau ceva s-a întâmplat în copilăria voastră. Este vorba despre chef de viață, despre o hotărâre foarte, foarte, foarte importantă. Mai spun o dată foarte importantă pe care în această lună o puteți lua pentru a vă schimba viețile și dacă voi nu veți face aceste lucruri, atunci viața trece pe lângă voi și vă veți regăsi în același loc, în același spațiu și în același timp, ca și până acum. Este vorba despre faptul că vi se dă dreptate, că aveți putere, că veți avea determinare, voință, sănătate să faceți niște lucruri. Este vorba despre rănile copilăriei, pentru că voi aveți pe casa patra vărsătorul, unde s-ar putea să fi fost și voi așa, pe lângă un picior de masă, nu prea băgați în seamă. Sau s-au întâmplat niște lucruri care v-au deconectat. Pur și simplu v-au deconectat de la eul vostru autentic. Vi s-a spus cine sunteți și voi ați crezut. Este vorba despre aplanarea unor conflicte, este vorba despre faptul că Scorpionul este un arhetip puternic. Ori îl placi, ori nu-l placi și nu trebuie să convingeți pe nimeni cât de buni și de minunați sunteți voi, cine vă place bine, cine nu să plece. Este vorba despre faptul că în sfârșit reușiți să atingeți un punct de echilibru foarte, foarte bun. Aici avem munții și depășirea unor obstacole. Poate ai voștri copii sau în legătură cu ai voștri copii aveți voi tot soiul de lucruri pentru care vă frământați. Copiii nu ne aparțin, nu sunt de drept ai noștri, doar îi naștem, îi aducem aici, dar ei sunt niște suflete, niște entități, ca și noi de altfel, care au propriul lor drum în viață. Copiii voștri depășesc niște obstacole, se schimbă ceva aici, sau pur și simplu este vorba despre faptul că cineva cu care voi aveți o relație, pentru că această casa a cincea înseamnă și romanță și iubire, depășește niște stări, depășește niște conflicte personale pe care le are, se maturizează, devine mai înțelept și uite cum acum ajungeți în vârf de munte. Împreună reușiți să intrați într-o relație. Magicianul, 10 de cupe, regele de băte, regina de spade. Ce energie frumoasă aveți! Exact cum am spus, Mercur și Soarele pe casa întâi vă ajută să aveți putere. Puterea să manifestați niște lucruri pe care v-a fost greu până acum să le manifestați sau care nu v-au fost pur și simplu accesibile. Este vorba și despre un nou loc de muncă aici, este vorba și despre o promovare, este vorba despre o discuție sau despre curajul de a începe
un nou loc de muncă, curajul de a începe, o dietă alimentară, curajul de a începe să aveți grijă de voi înșivă. Este vorba și despre relația voastră de iubire, potențialul să întâlniți pe cineva nou care vă ajută să deveniți mai flexibili, vă schimbă cumva viziunea despre viață. Dacă sunteți singuri acum, uite că se poate întâmpla ceva bun. Atenție însă că aici s-ar putea să vă regăsiți cu acest om în tristețe și în durere. Și este foarte important să fiți înțelepți și să vă țineți în frâu dorințele sau emoțiile sau impulsul. Să nu fiți impulsivi pe parcursul acestei luni și să nu grăbiți lucrurile din nevoia de a le controla, din nevoia de predictibilitate. Lăsați viața un pic să vă surprindă pentru că aranjează lucrurile mai bine decât ați face voi. Cei care v-ați despărțit recent aici, vă uitați cu regret la niște lucruri, la un câștig de cauză pe care l-a avut cineva, simțiți cumva că ați pierdut. Nu ați pierdut, ba din contră ați câștigat. Și a venit vremea să înțelegeți acele lucruri. Cine nu v-a vrut, a pierdut. Nu a câștigat nimic. Apoi, la nivel financiar, aveți o putere fantastică în această lună să faceți lucrurile să meargă în favoarea voastră. Să vă iasă așa cum vreți voi. Discuții foarte multe pe care le purtați, dar care vor avea un punct de vedere valid, un ecou în urechile celor cu care veți discuta și veți vorbi. Potențialul să atrageți mai mulți bani în această lună, potențialul să recuperați niște bani din trecut sau să negociați niște contracte, exact așa cum am menționat în intro. Pe partea de sănătate, tot ceea ce ține de corpul vostru are legătură cu cauzele emoționale din trecut. Cauze emoționale sau gânduri cărora voi le sunteți fideli. Tot ceea ce a venit în sufletul vostru, în inima voastră, ați luat personal și uite că s-a manifestat inconștient în corpul vostru fizic. Aceasta este o lună de revelație. Este o lună prin care puteți începe pas cu pas, gând cu gând, să vă însănătoșiți, să vă simțiți mai bine. O lună foarte bună în care puteți atinge fericirea, puteți avea o lună plină de bucurii. Pe sezonul vostru, voi străluciți, așa cum am mai spus. Casa a patra și patru de spade. Liniște, odihnă. Poate fi vorba despre un tratament de lungă durată pe care să-l faceți, o terapie care acum dă roade. Un program de însănătoșire și este ceva foarte real. Este vorba despre a vă calma și a înțelege casa părintească, trecutul și tot ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că voi ați absorbit precum un burete tot ce a fost în jurul vostru, fără să vă dați seama. Din dorința ca unul dintre părinții voștri să fie bine, ați fost salvatorul când nu ar fi trebuit să fiți, inconștient. Și atunci, de-a lungul timpului, ați tot reprodus acele situații. Uite, casa părintească sau casa mea. Schimbări în casă, schimbări care au legătură cu banii. Bani să reparați ceva, să renovați ceva. Un început. Aveți aici oportunitatea de a vă dezlega de un trecut, de a achita niște datorii, de a vă elibera de niște responsabilități care nu vă aparțin. Este vorba despre puterea manifestării. Aveți o putere colosală în această lună să vă faceți auziți și să încheiați niște conflicte, să depășiți niște situații complicate de viață, niște supărări. Treceți peste niște supărări. Le evitați sau pur și simplu le înfruntați cu succes ieșind învingători din asta. Este vorba și despre faptul că unii dintre voi nu ați renunțat inconștient la niște relații vechi și v-a rămas energia acolo. Trebuie să vă eliberați pentru că cineva se hrănește din energia voastră și o spun cu simțul răspunderii aici. Hrăniți inconștient o relație din trecut. A venit vremea să vă eliberați din ea. O vizită. Poate fi vorba despre faptul că poate aveți pe cineva în această perioadă care nu se simte bine sau pur și simplu voi veți ieși din casă, vă găsiți niște prieteni mai buni, vă găsiți activități sociale, spectacole de teatru sau tot soiul de evenimente foarte plăcute, veți fi mai optimiști, mai exuberanți în această perioadă. Se apropie toate planetele din casa voastră a cincea din pești să iasă din retrogradare și vor ieși în curând de aici. Vă veți simți mai bine. Ați învățat destule, acum puneți în practică. Copiii voștri au parte de un început și uite voi de lucruri bune în relația de iubire. Ori se îmbunătățește relația cu ai voștri copii, ori veți simți voi că lucrurile în această lună vă ies așa cum aveți nevoie. Poate fi și cineva nou. Uite, mă mut, o mutare, o schimbare de rezidență sau partenerul se mută de acasă, divorțați și este tot răul spre bine. Poate fi vorba și despre faptul că vă mutați cu cineva, cunoașteți pe cineva sau ai voștri copii și ori se mută cu voi și vă ajută,
Ori este vorba despre faptul că, în sfârșit, voi vă mutați la figurat din etapa de copil în cea de adult și lucrurile încep să vă meargă foarte bine. Este o evoluție. O evoluție. Ce se întâmplă în luna asta pentru voi, să știți că pe termen lung va aduce câștig de cauză, bucurie și fericire. Luați lucrurile așa cum vin și veți vedea că evitați niște chestii foarte complicate și veți spune, ce noroc am avut. Bine că s-a întâmplat așa. Să vedem ce ne spun și talismanele. Poate fi și o nouă relație de iubire. Cineva care se mută pe lângă casa voastră, din comunitatea voastră, să apară, să reapară. Complimente și vindecare, mai ales în zona stomacului, dar și pentru cei care vă știți cu afecțiuni, ochii, vederea, treburi de genul acesta. Are legătură cu casa părintească. Ați văzut ceva acolo și puteți acum înțelege că acele probleme și provocări nu vă aparțin. Eliberați-vă și veți vedea că ochii se regenerează. De asemenea, pe iris. Pe irisul vostru se văd toate bolile. Poate mergeți la un specialist în medicină din asta holistică care vă ajută prin interpretarea irisului să identificați ce aveți acolo cu sănătatea. Animalele de companie. Puteți să vă luați un prieten drag. Animale de companie. Sau aici este vorba despre un prieten foarte bun care vă iubește și vă ține companie în această lună. Niște amintiri de care trebuie să scăpați. Ceva vechi, trebuie să scăpați, uite, să faceți pace puternică cu trecutul. Judecata și revenirea, să judecați acum limpede, pentru că în funcție de gândurile voastre, această lună este un fel de rampă de lansare pentru o viață mai bună pentru voi. Și cu sănătatea și cu relația de iubire, potasiu. Și berbecul, luna plină din berbec. Și eclipsa, uite, toate lucrurile karmice se îndepărtează de voi sau a venit vremea să faceți voi ordine în viața voastră. Poate apărea cineva în viața voastră, poate apărea cineva nou în viața voastră, poate și reapărea din trecut pentru a regla, pentru a corecta, pentru a rectifica aici ceva. Aici aveți succes, bani și fericire și pe Marte în rac, succes în relațiile de iubire, chestii care au legătură cu mama, iertarea mamei sau voi ca mamă, puteți deveni mame, puteți deveni bunici. Poate fi vorba aici și despre strămoșii voștri, despre faptul că voi ați dus o viață a strămoșilor. Focul cosmic, uite, o nouă direcție, o nouă intenție. Posibilitatea să accesați lucruri noi și la nivel financiar, dar și la nivel emoțional și spiritual. 2 plus 2 fac 4. Am și spus împăratul și 4. 4. Aveți de muncă, nu-i ușor, dar voi puteți ajunge să aveți o viață diferită, fabuloasă. Uite, aveți protecție divină și capricorn. Capricornul pe casa a treia vă scoate din casă. Vă dă sens. Pluto, în casa a treia, vă dă sens. Începe să vă documentați, să vorbiți, să cercetați. Atenție și cum vorbiți, atenție și cum îi tratați pe ceilalți pe de o parte, pentru că s-ar putea să fiți un pic exigenți sau oamenii să nu vă înțeleagă, voi să fiți așa foarte serioși și oamenii din jurul vostru să zică, wow, prea le iei în serios. Atenție și la aceste lucruri. Pluto este guvernatorul vostru și veți vedea că puteți face ceva nou. Ceva nou, un grup de oameni, o comunitate nouă. Inițialele sunt A, T, R, M și H. Animale de companie, uite, ham, un prieten foarte bun sau pur și simplu puteți adopta animale de companie sau puteți salva. Ele ne salvează pe noi, nu noi pe ele. Tata și mama, părinții. Știu că tot spun și nu spun degeaba, spun cu folos și cu intenția de a aduce lumină în conștiințele noastre, părinții. Pentru voi părinții au fost foarte importanți, fie pierderea părinților va afecta foarte tare, fie acolo veți găsi cheia pentru succesul din viitorul vostru. Fie deveniți părinți sau bunici, atât, stop și de la capăt, stop, joc, atât. Alții dintre voi veți avea posibilitatea să reluați o relație din trecut sau să vă întrebați
Atât se poate, o iau de la început și același lucru sau se schimbă ceva? Atenție la martirizare. Atenție la starea de victimă. Că din dorința de a ajuta pe alții, s-ar putea, știți cum este cu binele făcut, să iasă conflicte în urmă, oamenii aceia să nu fie pregătiți. Mat, o mare reușită, aveți un mare, mare, mare câștig sau puteți câștiga ceva. Voi știți mai bine ce se întâmplă în viețile voastre. Tara, Tara. Tara. Tara și țara. Ori o schimbare de țară, pentru că l-avem pe Jupiter în retrogradare în gemeni și Jupiter guvernează spațiul cosmic, spațiul, mutarea, schimbarea. Ori este vorba despre Tara, despre perioada în care noi eram sus în conștiință. Și voi aici ați venit în această viață să reparați. Sunteți arhitecții lumii, sunteți alchimiștii lumii. Rata, vă puteți achita datoriile, exact cum am spus, cu Jupiter în retrogradare în Gemeni, pe casa 8-a, puteți scăpa de rate sau puteți negocia, renegocia credite, rate, discuții, eșalonări, plăți și treburi de genul acesta. Și o pălărie. Puteți cunoaște pe cineva, puteți merge la un eveniment unde să vă simțiți foarte bine, toată luna strigă pentru voi succes și dezvoltare. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți, să ne reauzim cu bine. Pa, pa!